Lui Luis, o femeie îmbrăcată sărăcăcios, cu o privire de om învins, a intrat într-o zi într-un magazin. Se apropia de stăpânul magazinului, într-un mod foarte umil, și l-a întrebat dacă nu ar putea să-i dea și ei pe datorie câteva alimente. I-a explicat cu glas ușor că soțul ei era foarte bolnav și că nu putea munci și că avea 7 copii, care trebuiau hrăniți. John, vânzătorul, a privit-o de sus și a cerut să părăsească imediat magazinul său. Având în gând nevoile sale, femeia i-a mai spus: Vă rog, domnule, o să aduc banii de îndată ce voi putea. John însă îi spuse că nu poate să dea pe datorie pentru că magazinul său nu are credit deschis. Lângă deschia se mai afla încă un client, care a auzit discuteri între cei doi. Clientul făcu câțiva pași înainte și spuse vânzătorului că o să acopere el costurile pentru orice are această femeie nevoie. Vânzătorul răspunse parcă în silă: Ai o listă cu cumpărăturile de care ai nevoie? Lui s-a răspuns: Da, domnule. Ok, spuse vânzătorul. Atunci pun-o pe cântar și eu o să-ți dau marfă de aceeași greutate cu lista dumitare. Luis, ezântând o clipă, privirea în jos, băgă mâna în geantă, scoase o bucată de hârtie pe care scrise ceva în gravă, apoi puse cu grijă dreptul pe cântar, cu privirea tot aplicată. Ochii vânzătorului și acel blant client priveau plin de uimire cum cântarul stătea înclinat în partea cu hârtia. Vânzătorul, privind la cântar, s-a întors ușor către client și spuse mormâind: Nu-mi vine să cred. Clientul a zâmbit, iar vânzătorul a început să pună pe cântar alimente. Cântarul tot nu se echilibra, așa încât acesta tot punea pe el alimente, din ce în ce mai multe, până când pe cântar nu a mai încăpânt nimic. Vânzătorul ședea privind cu dezgust. În fine, smulse bucata de hârtie de pe cântar, o privi și cu mare uimire constată că nu era o listă de cumpărături, ci era o rugăciune care spune așa: Iubite Doamne, Tu îmi cunoști nevoile, așa că eu te pun în mâinile Tale. Vânzătorul îi dădu femeii alimentele și privea în continuare tăcut înmărmurit. Luis îi mulțumi și plecă din magazin. Celălalt client îi dădu vânzătorului o fie de 50 de dolari și spuse: Am meritat toți banii. Numai Dumnezeu știe ce greutate are o rugăciune.